Nu mișcă nimeni. Pe acu observi sau aici de jumătate de oră. Asta e un jaf. Sigur că e jaf, nu vezi ce comisioane au. Asta e un jaf, n-auzi, nu înțelegi nimic. Pleacă aici. Asta e un jaf. Pune toți banii în geantă. Imediat. O consilieră la ghișeul 3. Vine. Stai, nu te speria. Voiam să mă uit la pistol. Ce este? Colt sau Smith Wesson? Beretta. O, italienii ăștia se pricep la toate. Uite ce ne dau nouă. Ia uite. Stift. Asta voiam să zic și eu. Eu nu vă mai rețin că a venit doamna consilier. Bună ziua! Domnul, numele vă rog? Ah, mă scuzați. Îmi dau seama că nu mi-l puteți spune. Haideți, haideți să luăm loc, da? Cu ce vă pot fi de folos? Am venit să fur. Foarte bine, foarte bine. Noi suntem aici să vă ajutăm. Mai întâi aveți nevoie de două fotografii față profil. Da, haide, păsărica la mine. Profil acum. Foarte bine. Aveți aici formularul pentru jaf. Da, în dreptul numelui puteți să trageți o liniuță. Așa. Bun. Acum, pentru a ne jefui, vă trebuie un cont. Aveți cont la noi? Nu. Nu-i nimic. Uitați aici un formular. Dovadă de la administrația financiară că n-aveți datorii, aveți? Nu. Nu? Uitați un formular. Dar de la casa de sănătate aveți? Nu. Uitați un formular. Sunteți șomer? Da. Ei, atunci aveți nevoie de aceste formulare. Vă rog, semnați. Vă mulțumim că ne-ați ales. Toată lumea la pământ, jefuiesc casa de schimb. Hai să mor tu. Dar cine te crezi, puișor, a? Tu ce crezi că facem noi aici, a? Păi ce facem? Hai peste ei! Păi nu așa, frățioare, stai la rând. Nu mai sunt 20 înăuntru. Cât? Atenție, stai un jaf, toată lumea la pământ! Fetelor, are vreuna problemă cu soțul?